Genoveva, capitolul 26. O întâlnire neprevăzută. Pentru familia Dane, Mary Matthew devenise aproape un membru al familiei. Uneori, când dispunea de câteva ore libere, ea venea la numărul 84, unde era totdeauna sigură că va avea parte de o primire călduroasă. Iulia aștepta cu nerăbdare vizitele tinerei fete. Ea era atât de senină și veselă, un adevărat tonic pentru un invalid. Anton părea să aprecieze și el tovărășia ei și când era și el acolo, se interesa totdeauna de activitățile ei. Philip, care venea să-i vadă pe ai săi când îi permiteau studiile, care îl absorbeau din ce în ce mai mult, găsea în Mary o tovarășă după inima lui. Este adevărat că vizitele lor coincideau rare ori, dar când se întâmpla așa, ei aveau multe puncte comune de discuție. Firește, principalul subiect al discuției lor era China, iar când vorbeau despre imensele nevoi spirituale ale acestei țări vaste, ei se bucurau la gândul că și unul și altul fuseseră chemați de Dumnezeu să-i slujească acolo. O prietenie tot mai strânsă și mai binecuvântată crescu între Mary și Genoveva. O legătură care se întărea și se adâncea pe măsură ce trecea timpul. Amândouă fetele își împărtășeau bucuriile și decepțiile, se rugau împreună și vorbeau fără reținere despre lucrurile care le erau scumpe și pe care le aveau pe inimă. Mary arătă un viu interes pentru ceasurile de recreație ale Genovevei și cu toate că ea nu era liberă prea des, pentru o secundă, era totdeauna dornică să știe ce se petrecuse. Ea o ajută pe Genoveva să stabilească noi contacte în cartier. Genoveva, la rândul ei, nu înceta să se mire de diversitatea intereselor lui Mary, de râvna ei și de entuziasmul ei necontenit. Dar nu să aștept să ajung în China pentru a începe să câștig suflete pentru Domnul, zicea ea. Trebuie să exersez de pe acum. Astfel Mary o informă pe Genoveva de marea campanie de evangelizare care trebuia să aibă loc sâmbăta următoare. Trebuie să vii și tu acolo, o îndemnă ea. Oh, aș vrea să-ți spun încă ceva, adăugă ea. Știi cine va vesti Evanghelia? Genoveva clătină din cap. Cum aș putea să ghicesc? Ei bine, o să-ți spun eu. Pastorul Ransom. Pastorul Ransom? Fața Genovevei se lumina. Oh, Mary, trebuie să vin să-l mai aud. Ți-am povestit, nu-i așa, cum prin predica lui am fost adusă la Hristos. Nu voi uita niciodată. El alesese versetul: noi îl iubim pentru că el ne-a iubit mai întâi. Nu auzisem niciodată Evanghelia mai înainte. Și el a înfățișat-o într-un fel așa de simplu. Da, spuse Mary, l-am auzit și eu. Când el se ridica pentru a vorbi, pe fața lui se vedea slava Domnului. Oh, da, Mary, voi fi la această adunare. Sunt mulțumită că vei veni, Genoveva. Mă vei vedea probabil înainte de a se termina. Voi fi la adunarea din aer liber, dar apoi am intenția să plec în căutarea cuiva care va avea nevoie de Hristos pentru a-L aduce la adunare.
Genoveva se uită la prietena ei. Eu nu voi fi în stare să fac așa ceva, Mary, dar mă voi ruga pentru tine. Vom fi astfel unite în această lucrare. Și Mary, bine înarmată pentru conflictul cu puterea întunericului, plecă pândind ocazia de a distribui tratate. Se apropia ora de închidere a cafenelelor. Bărbați și femei începuseră să iasă, mulți fiind deja amețiți, tineri ce își ruinau viața prin băutură, femei tinere care își pierduseră orice reținere și orice bun simț sub influența flagelului nimicitor al sufletului, care înfășurase această țară zisă creștină. Unii dintre ei erau morocănoși, nu te puteai atinge de ei, se împotriveau tuturor eforturilor de a le trezi interesul. Alții, care abia se puteau ține pe picioare, erau bucuroși că se puteau rezema de ziduri sau de stâlpii terasei și, așteptând să-și mai revină, ascultau solia adusă de cântări și predică. Alții se arătau gălăgioși și agresivi. Se făcuse o îmbulțeală și tinerii misionari aveau multe de făcut. Mary nu găsise încă ocazia pe care o căuta cu ardoare. Ea nu putea să se împace cu gândul că în toată această învălmășeală nu e măcar o singură ființă pe care să o mântuiască Domnul, trimețându-i un mesaj prin ea. Deodată, în spatele ei auzi zgomotul unei lupte scurte, dar violente. O izbucnire de glasuri, o ploaie de lovituri. Apoi, un om se izbi de ea cu o forță care aproape că o făcu să-și piardă echilibrul. El se îndreptă cu greu și se întoarse spre ea. Cu toată lovitura primită peste gură, părul în dezordine și haina ruptă, ceva în el spunea de educație și rafinament. Scuzați-mă, vă rog, începu el cu o voce grea. Nu v-am văzut. Sper că nu v-am lovit rău. Mary îi aruncă o privire. Era tânăr. Încă prea tânăr pentru a-și risipi viața în localuri ale viciului. Băuse prea mult, desigur, dar era treaz. Ar fi fost un tânăr frumos. Mary a avut deodată convingerea că el era acela după care ea fusese trimisă, ocazia pentru care ea se rugase. Mulțumesc! Răspunse ea rapid. N-am nimic. Dar ce-i cu dumneata? Cred că ai fost rănit. El se rezemă de o coloană. Oh, nu vă îngrijorați de mine. E bine. Zise el cu un efort. Nu, nu e adevărat. Nu e bine. Reluă ea cu asprime. Ai băut? El o privi pe jumătate mirat, rușinat. Avea ochii frumoși, mari, căprui, remarcă ea, dar încețușați și roșii, injectați. Și atunci, zise el în defensivă, mănâncă, bea și veselește-te, căci mâine vei muri. Asta e deviza mea. Mary îl luă strâns de mână și îl scoase afară din mulțime. Da, dar se pare că ai uitat că după moarte vine judecata. Ea vorbea cu convingere și seriozitate. Judecata? El încercă să râdă. Nu cred în astfel de lucruri. Cine poate? Să-și facă cerul sau iadul aici pe pământ. Asta e tot ce avem de făcut.
Și dumneata ești hotărât să mergi în iad? El încruntă sprâncenele. Oh, nu știu nimic de asta. Ei bine, permite-mi să-ți spun un lucru. Era în tonul tinerei fete o notă de înștiințare care îl opri. Dacă urmezi calea pe care ești, în mod cert îți vei pierde sufletul. Biblia spune că niciun bețiv nu va moșteni împărăția cerurilor. Nu cred în Biblie. Și cu un gest expresiv, el respinse cuvintele tinerei fete. Mary îl privi. Dacă dumneata crezi în ea sau nu, aceasta nu schimbă nimic. Faptul rămâne, continuă ea. Dumneata vei constata într-o zi, când vei apărea în fața lui Dumnezeu, când se vor deschide cărțile și numele dumitale nu se va găsi scris în cartea vieții. Dar atunci va fi prea târziu. Acum îți este oferit prilejul de a te pocăi și de a te întoarce la Domnul Iisus pentru a fi mântuit. El nu răspunse nimic. Ea se întreba în ce măsură va fi înțeles el ceea ce îi se spusese. Îi aruncă câteva priviri fugare în timp ce înaintau pe stradă. El mergea încetişor, ținându-se de tot ce întâlnea în cale. Mary a avut totuși impresia că era mai sigur de el. Aerul răcoros îl scosese din amețeală. Unde mergem, vă rog? Se opri el deodată cu o expresie de buimăceală aproape comică pe față. Ea zâmbi. Mi-ar plăcea să vii la o adunare aici, aproape la colț. Vrei să vii, nu-i așa? Dar, protestă el slab, n-am ales eu. Dar am înfățișarea asta mizerabilă. Oh, nimeni nu va ține seama, îl încurajă ea. Și ei se îndreptau amândoi spre sala de adunare. Genoveva servise ceaiul de vreme în seara aceea pentru a ajunge la timp la adunare. Ajunsese cam târziu, deja începuse. Sala era plină. Se așeză pe o bancă la urmă de tot, apoi o căută pe Mary cu privirea. Ea era acolo, la centru, mult mai în față. Genoveva nu putea să-i vadă fața, dar recunoscu mica pălărie bleu. Poate că ea adusese pe cineva. Pastorul Ransom se ridică. Nu se schimbase, remarcă Genoveva. Era exact același ca în seara în care îl auzise prima dată. Puțin mai îmbătrânit, poate. Și nu vorbea el cu convingere, cu o putere mai mare? Prieteni, începu el, aș vrea să vă vorbesc în această seară, dacă binevoiți să mă ascultați, despre un subiect foarte demodat și uzat. Vă voi vorbi despre păcat. De păcat. Este un cuvânt pe care nu-l auzim prea des azi, nu-i așa? Nu ne place. Așa că aproape l-am șters din vocabularul nostru. Dar păcatul rămâne totuși păcat. Fie că îl numim cu acest cuvânt, fie cu altul. Blestemul păcatului stă asupra noastră de când primii noștri părinți au fost neascultători față de Dumnezeu și noi toți suntem osândiți pentru că Dumnezeu spune că toți am păcătuit.
Nu este niciun om neprihănit, niciunul măcar. Așadar, în ochii lui Dumnezeu, tu ești un păcătos. Crezi lucrul acesta? Sau îndrăsnești să spui că n-ai păcătuit niciodată? O tăcere grea și deplină se lăsă peste adunare. Prima poruncă ce ni s-a dat este să iubești pe Domnul Dumnezeul tău din toată inima ta, cu tot cugetul tău și cu toată puterea ta. Ai făcut așa? Sau afacerile, plăcerile sau propriile dorințe personale s-au așezat înaintea lui Dumnezeu în viața ta? Dacă e așa, tu ai păcătuit, iar plata păcatului este moartea. Ia bine seama la aceste cuvinte. Fie că ești un tânăr sau un bătrân păcătos, un păcătos respectabil sau un nenorocit păcătos pierdut. Poate că ai făcut numai primul pas fatal sau, dimpotrivă, ești cufundat în păcat și în viciu. Înaintea lui Dumnezeu nu este deosebire. Tu ai păcătuit și dacă nu te pocăiești, te afli sub osânda unui Dumnezeu drept și sfânt. Mary Matthew aruncă o privire spre vecinul ei. Îl simți încordându-se și îi văzu mâinile frământându-se. Mary se ruga. Dar cel mai mare păcat pe care cerul îl poate mărturisi împotriva ta, continuă predicatorul cu solemnitate, păcatul cel mai îngrozitor pe care ai putea să-l săvârșești vreodată este să lepezi mântuirea pe care Dumnezeu ți-a oferit-o, jertfind pe singurul său fiu prea iubit pe crucea de pe Golgota. Știi tu cât l-a costat pe Dumnezeu păcatul tău și al meu? A trebuit ca fiul său, Domnul Iisus Hristos, să meargă la cruce și să poarte păcatele tale în trupul său, să ia asupra lui judecata care trebuia să fie a ta, să moară în locul tău, pentru ca tu să ai viața veșnică. Nu este altă cale. Nimeni, niciodată, n-a fost găsit atât de bun pentru a plăti prețul păcatului. Dar pentru că Fiul lui Dumnezeu, El, care era fără păcat, a fost făcut păcat pentru tine, tu ești considerat, dacă îl primești ca mântuitor al tău personal, ca fiind drept în ochii lui Dumnezeu. Tu ești atunci îndreptățit, achitat, văzut de Dumnezeu ca și cum n-ai fi păcătuit niciodată. Gândește-te bine. Putea oare Dumnezeu să-ți ofere mai mult? Dragostea lui s-a arătat în toată întinderea ei și cred că astă seară a ajuns până la tine. Ce vei face? Vei rămâne în păcatul tău și vei muri? Sau vrei prin credință să te întorci la El pentru a cunoaște bucuria iertării păcatelor tale și darul vieții veșnice? El te cheamă. El mijlocește pentru tine. Vrei să faci pasul și să primești pe Domnul Iisus Hristos ca mântuitor al tău, acum, cât ți se oferă șansa? După terminarea adunării, un tânăr se ridică și înaintă cu un pas hotărât spre predicator. Locul de lângă Mary era gol. Timp de o clipă,
Totul se încețoșă și se clătină în fața ochilor Genovevei. Dar ea și reveni. Nu era nevoie să vadă fața tânărului. Știa. Văzuse deja această siluetă. Cunoștea acest pas. Același pas, dintr-o seară întunecoasă și memorabilă, când ea îl observase ducându-se pe o cale care îi umpluse inima de durere. Acum își revenise. Asistența se împrăștia. Pastorul Ransom luase deoparte pe Jeanne Linton, iar Genoveva Dane, cu inima revărsându-se de recunoștință, își plecă capul și înălță o rugăciune tăcută înaintea lui Dumnezeu. Deșertarea unei inimi e transportată de o bucurie cerească. Jeanne era, în sfârșit, mântuit.